Nu simt niciun fel de mândrie, a spus bosul Twitter după ce l-a banat pe Trump definitiv. Această detronare digitală a fostului președinte american a urmat-o și Facebook și Instagram, pentru totdeauna. Într-adevăr, marile social media și-au clamat cu agresivitate puterea asupra cuvântului pe principiul cine nu e cu noi e împotriva noastră. Prin acest impeachment digital, marii deținători ai adevărului absolut au demonstrat că nimeni nu e mai presus de ele, nici măcar președintele american. Bun, au câștigat, i-au pus borniță digitală lui Trump, iar noi, ăștia micii, am înțeles mesajul. Ai călcat pe delături sau nu ai călcat, de adevărul construit de noi, hați propaganda style. Mie însă de altceva. Vă dați seama ce plictiseală ne paște acum pe social media dacă toată lumea o să-și măsoare cu grijă cuvintele? Tare mie că o să ajungem să punem iar mâna pe cărți, să mergem la muzee, bref, să ne scoatem ochii din telefoane. În Parler și în Telegram pare să fie acum baza. Dar și ele trebuie să facă frumos la Google, că altfel n-au făcut nicio brânză. Rău am ajuns. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune și îl salut și pe invitatul meu din această seară, domnul dr. Adrian Marinescu. Bună seara! Bine ai venit! Seara. Dacă îmi dați voie... Bine te-am găsit! Dacă îmi dați voie să intrăm direct în vaccinare... Normal. Au făcut în conjurul lumii, bine, cât v-a lăsat și pe voi ăștia de la Instagram, imaginile în care doctorul, profesorul Cercel tocmai te vaccina cu rapelul. Cum a fost? De ce s-a întâmplat așa? Bine, în primul rând că pentru mine personal sunt mai mult decât onorat. A fost dintotdeauna mentorul meu. Și ce poate să fie mai important decât... E adevărat, să te vaccineze păi cu... există ceva mai important atâta, pentru mine personal, dar cred că e și un mesaj pentru ceilalți. Că până la urmă vaccinarea merge înainte și oricât am discutat și putem să discutăm mult pe tema asta, e ceea ce ne trebuie. Bine, uite, eu o să-ți fac o mărturisire, că anul trecut, în februarie, m-am dus să stau de vorbă cu profesorul Cercel și să vorbesc despre misiune... Tocmai venise, atunci se discuta despre COVID-19 ăsta, despre coronavirus, de fapt, nu despre COVID-19, că nu exista termenul. E zice, dar ce ți-ai făcut ăsta antigripal? Zic, nu. Păi hai să ți-l fac pe ăsta. Și mi-a făcut pe loc. Deci nu-mi dau seama cum am reușit. Pe loc mi-a făcut vaccinul antigripal. Dar n-a fost nicio problemă. Numai că peste 2-3 zile sau nu știu cât o săptămână se tot vorbea de COVID, am avut un pic de frison, un pic de stare dintre asta febrilă de la vaccin. Da, vine întrebarea, pormă în 2020, când în ai 2020 fost din nou vaccină. Nu am făcut COVID-19. Nu, dar vaccinul antigripal. Vaccinul antigripal. Nu ți l-am făcut eu. Asta spun și a urmat aici în direct. Da? Și știi că n-a fost nimic întâmplător, că tot vorbeam să vin să-l fac, să vin la spital, dar nu e bine, hai nu știu ce, și până la urmă s-a nimerit să fiu în emisiune să mi-l faci. Spune-mi, ca doctor, ca medic infecționist, da? Care a văzut anul trecut tot ce era legat de COVID, ți-a fost teamă vreun pic să-ți faci vaccinul? Ai avut vreo întrebare, rețineri? Te-ai documentat mai mult decât altă dată? Nu, teamă n-am avut oricum. La mine următorul principiu, nu există teamă că m-am mucat să fac medicina. Pot să fiu îngrijorat, pot să mă gândesc oricum, dar să intri în panică sau să fie teamă, nu există, principial vorbind. Dar sigur că m-am informat și cred că am făcut-o dinainte de a începe pandemia, glumesc. De când a început pandemia, am tot căutat informații și despre vaccin. Adică lumea trebuie să înțeleagă că și medicul se gândește și la el, și la familia lui, și la ceilalți. Adică până la urmă încercăm să avem toate informațiile necesare. Că nu le avem din prima, că trece mult timp, asta e altceva. Dar normal că da. Și atunci când afli, multe lucruri te simți altfel. Dar știi că a fost un sentiment, după ce m-am vaccinat, mai ales după rapel, a fost așa un sentiment că am făcut ceea ce trebuie și nu neapărat de libertate, dar a fost sentimentul că într-adevăr am schema făcută și m-am gândit, bun, o să mai treacă o săptămână, că de duminica, acum duminica asta, am anticorpii la un nivel maxim, așa ar trebui să fie, sigur, o să mi fac. Adică duminica acum, peste... Duminica acum am o săptămână, exact o săptămână. Cât ar trebui. Și în acest moment ar trebui să fiu protejat de tot ceea ce înseamnă îmbolnăvire, în primul rând. Mai ales stai un pic, că tu ești în spital, adică ești într-un spital de boli infecțioase. Și cu atât mai mult ai nevoie de imunitate. Și mai ales că, și aici aș spune un lucru important,
vezi suferința oamenilor din jur. Adică ce am văzut în acest an, câți oameni care au suferit, câte forme severe, deci e clar că te face să vezi altfel lucrurile și motivul pentru care oamenii care sunt în spitalele din primă linie au o altă abordare și față de vaccin și față de pandemie, e altceva. Și voi medicii infecționiști, pentru că voi întotdeauna recomandați vaccinul, ar fi cu siguranță. Da, hai să spun o întrebare delicată. Sunt oameni din Matei Baș care nu s-au vaccinat? Mai sunt câțiva care nu s-au vaccinat. Acum întrebarea ar fi importantă alta. Oare în final vor mai fi oameni din Matei Baș care nu se vaccinează? Sau așa? Sper că, bine, 100% cred că nu e nimic, nicăieri. Dar vreau să cred că cei care nu o fac au niște argumente solide sau poate o chestie de moment. Sper. Chiar medici? Asistentă sau personal? Cred că e valabil pentru toți, dar eu cred că procentul va fi către 100% în final. Spun în final, adică în viitorul apropiat. Așa deci, vreau să cred că o să fie. Apropo de ce ai văzut, fac și eu o mărturisire așa cum fac, pentru că cel mai bun exemplu când vine vorba despre asta suntem noi. Eu am stat atunci de vineri până luni în spital și numai când auzeam și pe hol și pe fereastra din afară cum tușeau oamenii de pe etaj și nu-ți mai trebuie niciodată nimic. Te duci și îți faci 5 vaccinuri în momentul ăla. Numai că timpul trece, te detașezi, faci și imunitate. Ai avut noroc că a fost o formă ușoară, dar să ne gândim la cei care... Eu spun cum se auzeau, deci erau dar ceva cei care fiorător. Stau săptămâni și se chinuie. Și e clar că ei sunt conștienți, vorbesc de terapie intensivă, vorbesc de secția normală. Au nevoie de oxigen. Un prieten care a fost la spital, știe bine, și a stat și la terapie intensivă, s-a stat aproape lună în spital, a fost aproape de intubare și așa mai departe. Dar știi ce e foarte interesant? Că toți cei care au făcut o formă severă, mă refer și la gripă și la orice altceva, și ce spun în momentul în care pleacă? Primul lucru pe care voi face, mă voi vaccina dacă o să mai am ocazia. E exact, foarte interesant. După ce treci prin experiența asta. Dar ce le spui celor care n-au făcut COVID, care n-au fost în spital, care n-au văzut în jurul lor cazuri grave? Păi, le povestesc aceleași lucruri, dar e interesant ce am văzut în ultimul timp. Da, dar una e că l-ai văzut și că le-am văzut noi și alta e că ei nu le-au văzut și că nu cred atât de tare. Da, mă, orice le-ai spune, da. Știi ce s-a schimbat în ultimul timp? Ți-aduce aminte că numai cu câteva luni erau următoarele teorii. Eu nu cred în COVID pentru că nu am văzut pe nimeni în jurul meu dintre cunoscuți. E, vorba asta s-a schimbat. Acum cam toată lumea a avut pe cineva, nu prea m-a auzit. Nu mai e pe nimeni care să nu fi trecut prin COVID. Dar eu mi-aduc la începuturile pandemiei, oameni care spuneau, e clar, e dat drumul de la chinezi în legătură cu americanii, Dumnezeule. Adică teorii dintre astea ale conspirației umblă în fiecare zi, se schimbă de la zi la zi. Bun, hai să vorbim despre vaccinul ăsta, Pfizer, da? Ți l-ai făcut, ți-ai făcut prima doză, ți-ai făcut rapelul. Ce ai avut vreo reacție, cea mai mică reacție după ce ai făcut cele două vaccinuri? Eu am fost chiar norocos. La mine s-a nimerit să nu le am nici pe cele de la locul de injectare. Eu am în general, e vorba materialul clientului. Că și când am făcut antigripal... Ce să spun, bine că ești tu deștept, că n-ai avut nimic. Dar ce, tu ai avut durere? A fost nu, nu, la eu absolut deloc. Nu, 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 nu. Să spun că depinde de fiecare, dar și dacă... Păi nu, dar încă nu mi l-am făcut pe ăsta și nu, sincer să fiu cu tine. Da, te rog, termină-ți ideea. Spuneam că și la antigripal, până e vorba de injecție intramusculară și e vorba de lucrurile locale, e un adevărat. Pic de roșață, durere sau... Nu cred că contează atât de mult. Dar cu ce mai convinge pe mine, dacă sunt acum un pic... Adică am un mic semn de întrebare apropo de vaccinul ăsta. De fapt, am trei întrebări și te rog să răspunzi la ele. Unu. Ține de faptul că nu știi dacă pe termen lung sunt efecte adverse, că nu poate să știe nimeni cât de sigur este vaccin. Asta ar fi prima întrebare, stai un pic. Da. A doua întrebare ține de imunitate. Că eu, trecând prin COVID, de exemplu, pot să am imunitate 6 luni, 8 luni sau pot să am și mai puțin. Adică poate să mai dureze imunitatea și atunci de ce să-mi fac vaccinul? Și trei, și dacă mi-aș face vaccinul, probabil că imunitatea n-ar ține mai mult de septembrie, octombrie, hai să zic, sfârșitul anului. Bun, aș începe întâi cu situația particulară, că ai trecut prin boală. Da. Cred că sunt destul de mulți. Vom discuta lucrul acesta, că influențează această imunizare de turmă, cu ghimele de rigoare, contează și la datele de acum. În primul rând că, sigur, plecând de la datele științifice, toate datele spun clar, în momentul în care ai trecut prin boală, imunitatea ține mai puțin decât la vaccinare. Aici este o certitudine. Și atunci e clar că mai mult de 3 luni nu există o garanție. Și nu cred că vrea cineva să încerce pe propria piele să vadă dacă se reinfectează. Deci ar avea 3 luni. Da? Pot să înțeleg când cineva care a trecut prin boală spune 3 luni nu mă vaccinez. Ok.
Dar oare are garanția că după alea 3 luni, la dată fixă, va putea face vaccinarea? Ai ce de discutat. Facem o paranteză și după aceea te rog să-ți continui ideea. Dacă ai trecut prin boală, după cât timp trebuie să-ți faci vaccinul? Cât timp trebuie să treacă pentru a-ți face vaccinul? O lună, două sau trei? Ai spune altfel, din ce moment poți să începi să-ți faci vaccinul? Exact, da. Și ai spune așa, în momentul în care nu mai ai simptomatologie, da. Aici nu ne referim la formele severe, că apropo de formele severe durează mai mult. Corect. Dacă e o formă ușoară sau medie, în momentul în care a trecut o lună, din acel moment poți să te vaccinezi. Când se poate, când îți vine rândul, etc. Da? Cei care au trecut prin boală pot să facă, sigur, la o lună, dar pot să facă după 3 luni, deja este un risc să se reinfecteze. Uh-huh. Și deci, apropo de întrebare, nu aș vrea să risc, dacă aș fi în propria, dacă ar fi situația mea, da. N-aș vrea să risc să mă reinfectez. Nu mi-aș mai dori, că am trecut toată, nu mai vreau, deci clar. Corect. Era discuția pe urmă cu reacțiile adverse, efecte adverse pe termen lung. Da. Sigur că e foarte ușor, dar știi că astea sunt non-argumente pentru cei care spun. Care spun așa, de unde știu eu că nu o să am încă 3 urechi? Întreb, sau, ca principiu. Mă uit, măcar o ureche în plus, 3 deja e prea mult. La ureche în plus ar merge, că auzi mai bine. Aș pleca tot de la datele concrete legate de tot ce înseamnă partea de vaccinul până acum. Uh-huh. Și vaccinurile de până acum, în plan practic, n-au demonstrat că sunt efecte la distanță. Ba, din potrivă... Păi da, dar asta e un vaccin cu totul nou, iartă-mă. Relativ, că de vreo 10 ani, 15 ani se tot lucrează pe acest RNA-messenger. Se lucrează, dar acum e o chestie unică în secolul 21. Va spune și în secolul 20. Corect. Niciodată populația nu s-a vaccinat într-un număr atât de mare. Nu se va vaccina, mă rog. Corect, corect. Dar spuneam că tehnica de RNA-messenger e veche, se folosește în oncologie de peste 10 ani. Până la urmă, ce este? Am mai discutat. E un fragmentel din RNA-ul virusului. Deci nu e niciun virus în sine, nu e absolut nimic, să ne fie clar, transmite un mesaj, efectiv un mesaj organismului și spune în felul următor, prin răspuns imun trebuie să produce anticorpi ca să mă protejez de virus. E foarte simplu, deci n-ar avea ce să modifice, nu mi integrează nimic în ADN, genele mele, din păcate, bune sau proaste, ele rămân tot alea pe care le aveam și în mine. Mersi, mersi. Nu mă referam, vorbeam de mine, da. Mersi, foarte mult. Aici nu e nimic schimbat. De obicei, da. Mm-hmm. Bun, deci practic n-aș avea motive să mă gândesc. Sigur, nimeni nu poate să vină să spună 100% nu o să fie niciun efect la distanță. Dar statistic vorbind, cum nu s-a întâmplat nici în celelalte cazuri și din datele pe care avem, este foarte puțin probabil. Cred că asta e exprimarea corectă. Corect. În general, efectele adverse apar imediat sau pe un termen mediu, nu apar peste 10 ani. Da, Adrian, și ultima întrebare este, și cred că ți-ai pus și tu această întrebare, păi dacă ține imunitatea până la sfârșitul anului, după aceea ce facem? Ne vaccinăm din nou? Doar că datele pe care le avem ne încurajează destul de mult. Unde ne încurajează? Ne încurajează. În ce sens? Se vorbește de o perioadă clar mai lungă. S-a spus de minim 6 luni, ca o garanție. Bun, și eu am zis 9 luni, 10 luni. S-ar putea să ține și 2 ani. Uite ce spune Moderna în datele pe care le-a. S-ar putea, nu este un răspuns nici măcar... Corect. Nu pot să zic științific, dar nu e un răspuns. Am un alt argument. Care? Bun, de ce ne interesează să facem într-un interval scurt de timp vaccinarea? Mm-hmm. Pentru că ne interesează ca virusul, în momentul în care, să spunem, masa celor care se imunizează ar fi de 60%, nu spun mai mult. Mm-hmm. Hai să ne luăm un obiectiv care e mai ușor de atins, 60%, da? Da. Din acel moment ar trebui ca virusul ușor-ușor să scadă din circulație. Că dacă nu-l transmiți mai departe, dacă probabilitatea de transmitere este mică, atunci ușor-ușor el nu o să mai fie în circulație. Și s-ar putea, nimeni n-a spus că va fi un virus sezonier, de altfel nu este. E un virus care e atât de imprevizibil încât nu poți să-l numești sezonier. Ce, apare într-un sezon? A trecut nu. Un an de zile, e al doilea an care e pe piață. A doua iarnă consecutivă, că se spunea că vara nu știu ce. Uite că a supraviețuit. Și numai că a supraviețuit, dar face ravagii în continuare. Face ravagii, dar mai puțin, o să discutăm. Nu face mai puțin. De ce? În Anglia, ieri s-a înregistrat cel mai mare număr de morți. În Israel, numărul cel mai mare infectări de când a început. Da, dar uite că, de exemplu, sunt și pe partea, dacă ne uităm la Europa, lucrurile, și cel puțin în România, lucrurile stau destul de bine și putem să discutăm apropo de noua tulpină, apropo de ce înseamnă la cei la care n-a ajuns într-o proporție mare. Oricum, lucrul ăsta îl putem discuta, dar e clar că vaccinul, apropo de cele 3 întrebări, da. Astea ar fi argumentele. Este puțin, că la ultima am contraargumente, da. Și anume, și dacă până la urmă nu se vaccinează 60%, și se vaccinează 40%. Păi ce facem? Oricum, în primul rând, vaccinai să ne gândim, că întrebarea asta e pusă mereu. Da. Nu să fim egoiști, să vorbim numai de noi, dar în momentul în care tu, de exemplu, te-ai vaccinat, nu te mai îmbolnăvești, corect? Așa. Deci ai garanția că nu faci o formă severă. Eu nu zic 6 luni, eu cred că o să fie un an.
Să spunem hai să așa. Presupunem să că, spunem așa, da. Să spunem că titlul de anticorpi, când o să faci, să scadă. Și ține un an de zile, să lucru pe care îl poți proba. Da. Nu e ușor să faci vaccinul o dată pe an, cum se întâmplă la vaccin. Ba da, dar vreau și răspunsul să fie clar, că e posibil să faci din nou vaccinul peste un an de zile ca să te protejezi. Se poate întâmpla. Păi dar, asta spun. Dar eu sper să fie, era vorba de 6 luni, eu sper că intervalul va fi clar mai lung, deci nu să fie vorba de 6 luni. Nu, să spunem că e un an, dar după un an trebuie să-ți faci vaccinul cum se face vaccinul antigripal. Corect, numai că la gripa spaniolă în 1918, totuși după 3 ani de zile, s-a închis pandemia, e și varianta păi asta. Da, dar atunci au murit 100 de milioane aproape. Corect, dar da, s-a închis ca timp, vreau să spun, nu a rămas sezonier. Uite, au venit primele întrebări și rog pe cei care ne urmăresc să trimită întrebări la 0747 800 800, pe WhatsApp, pe Telegram, pe Signal, cum și prin SMS. Oameni care pun foarte multe întrebări legate de părinții care au 80 de ani, peste 80 de ani și știi că au apărut cazuri în care s-a întâmplat ca oameni în vârstă, oameni peste 80 de ani, în căminele din Norvegia. Să moară. Să discutăm un pic și de Norvegia. Discutăm și despre Norvegia, bineînțeles, că încă se discută despre cauzalitate. Se pare că era vorba de oameni care aveau boli cronice. E de preferat oameni care au 80, peste 80 de ani, 90 de ani, îmi scria cineva cum avea un părinte să-și facă acest vaccin? Aici aș gândi în felul următor. La cei care într-adevăr au, de exemplu, 90 de ani sau peste 85, m-aș gândi un pic la raportul între beneficii și eventualele efecte care pot să apară, da? Ceea ce e foarte corect, important de spus. Dacă vorbim de persoane care sunt în centre de îngrijire, unde știm foarte bine că e un risc mare, este o discuție. Foarte mare. S-a văzut ce a fost. S-a fost prăpăd, da? Exact. Dacă însă e o persoană care stă doar acasă, o persoană de 90 de ani și nu e o persoană activă, nu interacționează, adică altfel spus are un risc foarte mic de infectare, probabil că ar trebui pus în balanță. Hai să dau un alt exemplu foarte important și la care e în momentul ăsta o întrebare frecventă. Cum e cu gravidele, cu femeile gravide? Corect. Da? Și aici la fel se pune problema beneficiu versus eventualele efecte adverse, care nu sunt dovedite acum, dar nefiind suficiente date. La fel îmi pun problema. Dacă este o femeie gravidă care lucrează în spitalul de primă linie, cred că e foarte clar că îi trebuie. Sau dacă este o femeie gravidă care e diabetică, supraponderală cu boli cronice, la fel cred că ca să răspundem pentru cei în vârstă, aș cântări aceste argumente. Și dacă întrebarea ar fi un risc, pentru că este într-un centru de îngrijire, m-aș gândi la vaccinarea, dar atenție, să fie o persoană echilibrată în momentul în care face vaccinarea, să nu fie cumva cu anumite boli dezechilibrate, să nu fie ceva care se explice, de exemplu, o imunitate prăbușită, să fie un pacient poate cu un cancer și care să fie un cancer dezechilibrat, chiar dacă nu e o contraindicație, dar la cineva care are 90 de ani și poate are niște afecțiuni severe oncologice, probabil că ar fi de gândit beneficiu versus risc. Și în principiu să nu facă mai degrabă decât să facă vaccinul. Dacă nu este într-un centru de îngrijire și nu există risc de transmitere, probabil că ar trebui să mai avem date de acum încolo. Ce întreabă oamenii? Sunt foarte mulți oameni care întreabă în legătură cu vaccinul, dacă să facă vaccinul luând coagulante. Și aici e o întrebare care e ușor de lămurit. Păi, anticoagulant, ascultăm, în momentul în care suntem în tratament cu anticoagulant, sigur că trebuie să fim prudenți. Da. Ceea ce e de discutat. Dacă tratamentul nu este obligatoriu și poate fi, de exemplu, oprit pentru 2 zile, se vorbește cu medicul curant, e o discuție, sigur. Dacă nu, se pot lua măsuri. Ca de exemplu, să se anunțe medicul de familie care vă monitoriza. Centrul de vaccinare va ști despre această situație. Hemostaza va fi făcută o perioadă mai lungă în momentul în care s-a făcut vaccinarea. Poate acolo va fi mai subțire. Adică sunt niște lucruri care se pot face, dar aș începe întâi de la discuția cu medicul neurolog sau cardiolog care mi-a recomandat acest tratament. Dacă el poate fi întrerupt cu 2-3 zile înainte, fără să fie probleme, e foarte bine. Dacă nu, Și ai garanția că medicii de familie știu, sunt instruiți din punct de vedere medical în legătură cu ce nu ai voie și ce ai voie să faci? Cu siguranță. Ce tratament ai voie și n-ai voie să iei în perioada în care îți faci vaccinul? Cu siguranță că da. În momentul de față, medicii de familie chiar au un rol decisiv în tot ce înseamnă vaccinare. Dar m-am referit și la medicii specialiști, că vorbeam de tratamentul anticoagulant. El nu e recomandat de către medicul de familie. Și în plus știe și centrul de vaccinare care are personalul pregătit acolo.
foarte multe întrebări din momentul în care am anunțat. Dar e clar că pot să facă tratamentul. Vă rog să-l întrebați pe domnul doctor de ce insistă cu vaccinarea celor care au făcut deja boala. O întrebare. Ai explicat un pic, dar trebuie să te rog să explici. Nu insist. E doar ca recomandare. Spuneam că imunitatea prin boală, din păcate, este de scurtă durată. Și riscul de reinfectare există. Și lucrul acesta s-a și văzut. Ales că sunt oameni care au trecut prin o formă medie sau mai mult decât medie, o formă gravă, și atunci există riscul să se repete forma prin care au trecut. Păi e important de spus asta. Și mai e ceva, nu trebuie să uităm următorul lucru. În momentul în care ne vaccinăm, ne gândim și la oamenii de lângă noi. Întotdeauna vrem să avem un efect al vaccinării pentru toată populația. Păi ce legătură are? Păi are legătură că dacă nu mă vaccinez și mă reinfectez, le transmit și celorlalți, care poate că au... De ce spun? Pentru că sunt... Dacă poți mască, nu le retransmiți. Da, dacă stau în casă... Păi da, de-aia vorbim, se vorbește și asta mă enervează, ne vaccinăm, dar în continuare purtăm mască, păstrăm distanța fizică, ne spălăm pe mâini. E o nuanță aici. Eu aș spune că pentru o scurtă perioadă de timp. Că în momentul în care imunizarea va fi, de exemplu, până în vară, hai să ne gândim la niște termene, da? Da. Dacă reușim până în vară, aici e un semn de întrebare. Din păcate nimeni nu poate să spună în cât timp se face această imunizare, că nu ține doar de România, ține de tranșe, etc. Hai să presupunem că s-ar face imunizarea a 60% din populație. Și ca să s-ar vedea în plan practic în scăderea numărului de infectori. Bineînțeles că relaxarea va veni. Uite, s-ar putea să vină de sâmbătă, nu? Apropo de restaurante și de... Să sperăm că așa se va întâmpla. Să vedem dacă o să vină relaxarea. Nu cred în ceea ce spun așa zisele autorități ale statului. Nu, da, dacă totuși lucrurile merg mai bine, se va întâmpla. Să sperăm. Întreabă foarte mulți oameni dacă dumneavoastră vedeți cu ochi buni ce s-a întâmplat în materie de campanie de vaccinare până acum. Bine, aici, de exemplu, îmi spune cineva că la Tulcea există un singur centru și toți cei care s-au înscris sunt undeva până martie, la fel și la Galați. Bine, aici sunt câteva lucruri de spus. Întotdeauna ai loc de mai bine, evident, da? Era de așteptat că o campanie de vaccinare de asemenea amploare va avea minusuri, este evident. Neapărat campania, felul în care se desfășoară. Și este evident că dacă foarte mulți oameni vor să vaccineze într-un interval scurt de timp, nu vor reuși, nu este evident. Dar mai e un aspect important. Chiar dacă am reușit să avem suficient de multe centre, n-am avea suficiente doze. Să ne gândim și la acest aspect. Și este adevărat, că încă n-au venit dozele. Nu, și atunci n-are rost să ne programăm să n-avem dozele necesare. Dacă ar fi fost să alegeți, dacă ar fi fost să alegi unul dintre vaccinuri, pe care l-ai fi ales? Că avem AstraZeneca, trebuie să vină și au venit vreo câteva mii de doze, avem Pfizer și urmează Moderna. Ai fi ales pe unul dintre vaccinuri? Păi aș fi ales Pfizer-ul, cel pe care l-am făcut, din următorul argument, nu că l-am făcut eu. De ce? Să te explic. Mm-hmm. Pentru că măcar în cazul lui am experiență clară cu un număr mare de oameni care s-au vaccinat anterior. Corect? Da, corect. Adică înaintea noastră au fost până la urmă. Decembrie, până. Și au fost o grămadă de oameni, nu? Număr destul de mare, și da. Și e important să vezi că ai experiență. Ele sunt egale. Acum a fost doar așa o discuție. Corect. Lumea întreabă de ce e important să ai mai multe variante dacă sunt la fel. Am auzit și întrebarea asta. Dintr-un motiv simplu. Pentru că ai nevoie de o capacitate mare de producție și nu poți obții de la unul singur. Și mai e un aspect. Ce avantaj are, de exemplu, Moderna? Dacă sunt anumite zone izolate, în România sau în altă parte, o să folosesc Moderna, pentru că știu că 30 de zile poate să stea în condiții de frigider de us casnic. Și nu, poți să-l transport ușor. Nu trebuie să minus 60, minus 80 de grade. Și contează. Păi, așa vin mulți și spun că ar face Johnson & Johnson, pentru că se face o singură doză și e mai aproape de vaccinul clasic din ce se discută în momentul ăsta. Asta înseamnă că trebuie să mai aștepte un pic, nu? Păi până în septembrie nu e nicio problemă. Așteaptă, care e problema? Păi dacă știu, apare până în septembrie. Și până în septembrie ce facem? Până în septembrie, să uite, vine primăvara, vine vara. Și ce facem cu viața noastră? Cu viața noastră? Păi chiar, ce facem cu viața noastră? Pentru că, uite, în continuare trebuie să purtăm mască, distanță și așa mai departe, cu toate că ne-am vaccinat. Sau v-ați vaccinat. Bine, noi ne mai sperăm gândim. Curând și oamenii din jur se vor vaccina, nu? Adică în fiecare zi sunt alți oameni care se vaccinează. Spuneam mai devreme, e nevoie de acest lucru pentru o perioadă finită de timp. Pentru că în curând nu vom mai purta. Bun, Nadian, dar dacă te întâlnești... E o întrebare capcană, dar trebuie să ți-o pun. Clar. Dacă te întâlnești cu încă trei persoane, da, mergi undeva și toate cealaltă trei persoane, adică toți patru, v-ați vaccinat. Mai purtați, mai porți mască? Mai păstrezi distanța?
mai păstrez distanța și port mască din două considerente. Să răspund. În primul rând, pentru că vreau date, eu gândesc totul pe bază științifică. Vreau să văd date din studiile clinice care acum sunt în derulare, care să-mi arate, de exemplu, că riscul de a infecta în momentul în care ești vaccinat este foarte mic, nu spun zero. Vreau să văd aceste date, nu le am acum. Acum știu că nu mă îmbolnăvesc. Dar eu știu în felul următor, virusul, dacă poți să transmiți. Păi dacă, dacă nu e bariera fizică, el pătrunde în căile respiratorii, este evident. Corect, da. Ok, se multiplică mai puțin, dar cât de puțin? Vreau să văd aceste dovezi, ca să știu clar și pe bază de dovezi. Atunci porți mască, păstrezi distanța, chiar dacă te întâlnești cu oameni care s-au vaccinat. Dar eu am și eu acum un comentariu tot așa, capcană. Nu, dar poți să pui și întrebări, că eu sunt, pot să răspund la orice întrebare. Întrebare capcană. Eu sunt pregătit. Bun, dacă eu aș ști că nu am murit să transmit mai departe, m-am vaccinat, da? Da. Oare ar fi un mesaj corect pentru oamenii din jur care nu s-au vaccinat, ca eu să nu port mască? Și să poarte masca? Păi nu, n-ar fi. Nu e, e vorba și de mesaj până la urmă. Este foarte clar. Și plus că dacă celălalt poartă mască, până la urmă port și tu. E o chestie, dar nu te mai întâlnești. E o formă de respect până la urmă. Exact. Și exact. Mi se pare normal. Așteptăm întrebările voastre la 0747 800 800, WhatsApp, Telegram, Signal. Încercăm să avem cât mai multe mijloace prin care dumneavoastră să ne scrieți și să vă răspundem la întrebări. Și la fel prin SMS. O scurtă pauză și ne întoarcem la doctorul Adrian Marinescu. E destul de inovatoare, cu pacienți și așa mai departe. Ce părere ai tu? Foarte bună. Și aș vrea să spun două lucruri principiale. Eu cred că medicamentele care sunt ieftine și sunt eficiente ar fi întotdeauna de ales. Și aici putem vorbi și de hidroxiclorochină. Până la urmă, trebuie să recunoaștem că contează și prețul, nu? Dacă vrem să tratăm o populație, un număr mare de oameni care sunt infectați, contează și prețul. Iar ivermectina, la fel ca și hidroxiclorochina, au niște prețuri... 3 lei. Adică, 3. Uite, după emisiunea de aseară și le citesc celor care ne urmăresc, spune așa, mi-a trimis un mesaj azi doctorul Ion Alexie din Las Vegas și eu mă bucur că sunteți foarte deschis pentru folosirea unor tratamente și unor medicamente care pot ajuta pacientul și nu-i fac rău. Doar scurt vreau să spun, dacă lucrurile vor merge bine, i-am promis că o să ne vedem în state anul acesta, dacă va fi ok. Perfect, păi da, dacă când ești bogat, normal, te duci în America. Eu mă duc aici la în împrejurimi. La Techirghiol e scump, de unde? Mă duc la Vama Veche. Așa. Deci în America ne lasă pe noi, spune Ion Alexie, medicii să decidem cu pacienții dacă folosim ivermectina și toți pacienții o vor. Cum tratezi tu un pacient care are contraindicații pentru remdesivir din cauza unei funcții renale sau hepatice alterate, îl las să moară între băieți? Pe bună dreptate. Are cum tratezi tu un pacient care nu se califică conform protocolului pentru remdesivir, care are alte boli? Lasă să se deterioreze până devine hipoxic, adică nu mai are aer, în loc să-i dai ivermectină să previi internarea. Cum tratezi tu în ambulatoriu pacienți cu hipoxie minimă care nu vor să se interneze sau dacă nu sunt locuri în spitale? Îl lași netratat sau îi dai ivermectină? Bineînțeles că îi dai ivermectină. Da, și la fel aș spune apropo de celelalte terapii, cum a fost arbidolul, exact, echivalentul arbidolului, favipiravirul. După părerea mea, dacă ai un tratament antiviral pe care să-l dai la debutul bolii, e bine să-l folosești. Și ar fi bine să-l ai și în farmacii, să-l ai la îndemână, medicul de familie, sunt absolut de acord. Eu mă bucur foarte tare că spui asta, pentru că ești un medic tânăr, dar cu un statut deja, zic eu, destul de important în România ca medic infecționist și asta arată deschiderea. Și nu încremenirea în proiect, cum am mai auzit-o pe aici, pe acolo, că noi, asta e schema de tratament și nu facem nimic altceva. Și continuă doctorul Ion Alexie, medicii și autoritățile să răspundă la o singură întrebare. Care este riscul folosirii ivermectinei, fiind un medicament cu efecte secundare minime, care nu afectează rinichii, ficatul sau alte organe, care are interacțiuni cu un singur medicament, varfarina anticoagulant vechi, care se mai folosește foarte rar. Spunea aseară că ar fi bine momentul în care te tratezi cu ivermectina să nu folosești acest anticoagulant. Care este riscul când afară de steroizi, niciun alt medicament actual nu salvează vieți. Ivermectina este singurul medicament dovedit în studii multiple că previne îmbolnăviri de COVID. De ce să nu fie folosit? E foarte bună precizarea. Și e foarte important că asta vrea să spună, că în afară de faptul că tratează,
Este profilaxie și aici e important. Și previne chestia asta. O să facem o scurtă pauză. O am în legătură un copil mare și frumos pe care îl iubesc de multă vreme și e și deștept în cap și talentat și aș putea și spune și cult. Bună seara, Dorina! Bună seara, sunt aici. Credeai că nu e vorba despre tine? Sau... Tu de ce porți masca la, că ești la televizor? Că așa se poartă sau ce? Vai, de bine! Ce emoții! Dar cum m-ai sunat așa? Săraca! Păi am apăsat pe buton și te-am sunat. Dorina, te-am sunat de aici, de la Lev News și de la Marius Tucă, zis și show pe numele scurt. Să spunem la mulți ani, să fii sănătoasă, să fii bine. Și să le spunem celor care ne urmăresc că toți faci ziua într-un fel cu totul special și anume lupți pe, într-o cauză absolut excepțională și în afară de faptul că ești mai tânără cu un an, pentru că nu te văd decât un copil rebel, ușor deosebit, ca să nu zic altfel. O să-i urez și eu. Să rămână la mulți ani. Deci, mulțumesc! Și-a urat doctorul Marinescu, deja nu mai faci COVID, înțelegi? Deci asta e... Așa, la mulți ani. Cum te simți și ce faci de ziua ta și care e acțiunea specială? Că vrem să ajutăm și noi. Vai de cap. Acțiunea specială, Marius, și îți mulțumesc pentru asta. Acțiunea specială este că de câteva zile am bătut la cap prietenii, oamenii de pe o rețea socială. Să-i rog ca de ziua mea, astăzi, până de ziua mea, dar și după, când pot, să acceseze pagina unei asociații, sunt membru în asociația asta, Epic Family se numește, pentru a ajuta copiii cu epilepsie. Suntem 7 părinți de copii cu epilepsie în asociația asta și ajutăm și alți părinți care au copii afectați, sunt, domnul doctor știe mai bine, sunt peste 40 de forme de epilepsie, e nevoie și de medicație, e nevoie de suplimente, de terapii complementare, e nevoie de teste de diagnostic, teste genetice, care sunt foarte scumpe și da, noi adunăm bani. Dacă vreți, puteți să intrați pe pagina mea, Dorina Chiriac, dar puteți să intrați pe pagina Asociația Epic Family. Epic înseamnă Epic Children's Family. Suntem familia copiilor cu epilepsie. Și acolo puteți să ne ajutați, să donați până la... Îi rog pe colegii mei să afișeze asta pe ecran, să treacă, să aibă răgaz în 2-3 minute, până când se mai pregătește domnul doctor la un tir de întrebări, să pună adresa. Deci te rog să mai spui o dată să-și o noteze corect și să se afișeze. Deci este Asociația Epic Family. Uh-huh. Acolo există, pe site există și o zonă Implică-te, puteți să donați în contul asociației, puteți să direcționați către noi o parte din impozitul pe venit. Așteptăm și firme să facă asta. Firme, bogați, Țiriac, ăștia, Copos, ăștia, bogați, Valvis, bogați, să dea de la ei. Să știi că, Marius, să știi că, da, așteptăm și așa ceva, dar să știi că om cu om, dacă donează, direcționează Bob către noi, Bob, adică da. Direcționează către noi 2%, până la 3%, 3,5% deja, din impozit. Oricum banii aia se duc la stat, dacă îi direcționați către noi, veți ști, vom ține la curent cu ce facem noi cu banii aia. Ce face copila? L-a văzut pe tăticul său la televizor aici, când s-a dat în stambă? Da, să știi că l-a văzut pe tăticul său la televizor. Și ce zicea Sonia? I-a plăcut de Florina? Nu, ea știi foarte bine, tu o știi foarte bine chiar pe Sonia. E adevărat. Și ai asistat la creșterea ei. Știi foarte bine că nu e foarte mulțumită de faptul că are doi părinți actori. Săraci, da. Câți ani a făcut Sonia? Iartă-mă că te întreb, dar au trecut atât de repede încât... Sonia în martie o să aibă 15 ani deja. Mulți înainte. Spune-mi, te rog, e un actor mic, mititel așa, care a fost bătut, de fapt, când era mic și de aia a rămas mic, din Iași, Manele sau ceva, dânsul a dat și care îi place băuturile alcoolice, n-am avut altă rimă, dânsul a dat ceva la asociație sau urmează să se pregătește?
Că a văzut Marius, că... așa cum celălalt Marius, adică tu, ne-a ajutat foarte mult, păi, așa și Marius ne-a ajutat foarte mult, să știi că au donat inclusiv o imprimantă pentru sediul nostru. Am văzut că a vândut mii de bilete acolo la spectacolul ăla, cu capul de perete sau ceva de genul ăsta. Mă bucur. Și să dea de acolo, Dorina, ca să fie bine, să nu fie rău. Să știi că Marius este dintre cei care... din când în când sună și zice: vezi că am mai pus niște bani ce în cont. Ce drăguț, e incredibil. Da, păi și mie mi-a făcut pe telefonul meu când eram amândoi la radio, mi-a făcut să donez nu știu unde și în fiecare lună donez niște euro undeva, că mi-a făcut el abonament, l-a donat. Ce abonament frumos mi-a făcut. Tot așa la o asociație. Foarte frumos. Mai ai ceva de spus în apărarea ta? Știu că m-ai înjurat într-un text atât de super la un moment dat, că din când îl caut să-l mai public, a scris cineva frumos de mine vreodată. Nu, uite, astăzi, înainte să ne spunem la revedere, și îți mulțumesc că de ziua mea tu faci treaba asta pentru copii, ăsta e cel mai frumos cadou și e singurul cadou pe care îl aștept. Sau mai aștept cadouri și am primit cadouri pentru Sonia, asta mă bucură cel extraordinar, cel mai bine. Da. Mm-hmm. Da? Știi foarte bine. Așa încât, înainte să ne despărțim, am să-ți spun atâta, că știi foarte bine, e de mine, dar e dedicație pentru tine. Bă, să știi că eu de mâine nu te mai iubesc. Că cine te crezi nenică să mă lași de dor să albesc? Că de când mă țiu cu tine, eu n-am mai deschis nici geamul. Și de când a venit mama și cu tata pe la mine, a trecut anul. Ia mai, du-te bă, și te-n pușcă, că mi-e dor de ochii tăi. Mi se învechește patul și îmi crește părul clăi. De tine mă doare în pântec. Dar eu, uite, mă usuc. Mi se rupe crinolina și mi ies pulpele, buluc. Cine pulpa mea ești tu, bă, să mă lași să mor de dor? Că mi s-a boțit și falca, trebuie să o duc la abator. Să mă pupi în suflet, nene. Eu mă duc la mama mâine. Dacă vii că sunt plecată, ia și tu țigări și pâine. La mulți ani, Dorina! Știi că te iubesc, să fii cu minte, să dai bună ziua la oameni, să-l sun pe doctorul Marinescu din când în când ca să-l întrebi ce să mai aude cu vaccinurile astea, dacă ne vaccinăm sau nu, că mă întreb și eu, cred că o să mă vaccinez ca să nu mă mai trimită după țigări și pâine. Adică, întrebările și le pune până mâine, atât. Până mâine, că mâine s-ar putea să mă vaccinez, mă mai gândesc. Dar la noapte nu dorm. Noaptea și... e un sfetnic bun. Corect. Nu dorm toată noaptea. Marius, așa cum știi, eu aștept cu speranță ca fetița mea să fie în siguranță. Băi, dar ce bine a zis. Te pupăm, Dorina, la mulți ani. Să rămână. Tot sufletul. La revedere, la mulți ani. Asociația Epic bună, Family. Mulțumesc. La mulți ani, Dorina. Am pus pe ecran în sfârșit ceva bine, că întotdeauna mai greșim câte ceva. Ne întoarcem la, ia să zic, la oile noastre, la vaccinații noștri. Păi ne mai întoarcem la pandemie sau mergem la teatru? Cum păi facem? O să mergem la teatru dacă se deschid teatrele, că și aici în România e mai greu cu teatru. Eu sper că de sâmbătă... Cu teatrele, cu spectacolele, cu cinematografele, cu restaurantele. Te-aș invita și eu undeva la un local de lux. Nu, să-ți mulțumesc pentru toată această perioadă care ai fost prezent la Live News și de câte ori am avut nevoie, n-ai spus niciodată. De fapt, nici măcar n-am așteptat. Întotdeauna ai spus da. Bun, vrei să mă întreb ceva în legătură cu vaccinurile sau te întreb eu? Vreau să te întreb, Matei Balci, mai este nebunia care era acum o lună, două, când oamenii stăteau... Da, eu am fost acolo și am stat la coadă la CT-ul ăla, era coadă mare și la teste și la... oameni care stăteau cu butelie de oxigen în brațe și nu e nicio exagerare, sau cu pungile de oxigen în cel mai bun caz. Te mă bucur să spun că e o diferență mare în momentul de față. Sigur că sunt în continuare cazuri severe, pacienți mulți internați, dar e o presiune categoric mult mai mică în camera de gardă. Oamenii practic nu mai așteaptă în camera de gardă perioade lungi de timp. În momentul în care dimineața, ca să luăm un exemplu, da, dacă în urmă cu o lună erau 30 de oameni care așteptau în camera de gardă dimineața să găsesc un loc de internare... Care rămâneau peste noapte. Care rămâneau peste noapte sau chiar mai mult de o noapte, acum poate să fie un pacient sau poate niciunul. Uh-huh. Însă nu m-aș bucura înainte de vreme, pentru că e o perioadă clar mai bună, uh-huh, e o perioadă echilibrată, dar eu mă gândesc că e totuși... încă un echilibru instabil. Nu m-aș bucura înainte de... Vedem ce se întâmplă în Marea Britanie. Nimeni, că ce bucurie să avem, că oricum în ultimele zile au fost numai minus 10 grade, să te bucuri în casă uitându-te pe geam cum acum e cald. Stă să ningă. Acum e cald, dar unde? Că n-ai unde să te duci. Pentru că eu mă uitam, uite, îți dau un exemplu, da, și ai văzut și tu. Pe o terasă la minus 10 grade, seara, joi, vine, sâmbătă, era full, era nebunie, era plin.
Oamenii nu mai știu unde să ducă. Nu merg la cinematografe, nu merg la teatre, nu au unde să, nu se duc la părinți de teamă să nu infecteze. Vorbesc de oameni tineri și nu numai. Nu se duc la spectacole. Doamne ajută să schimbe, începând de sâmbătă, începând din curând, nu? Adică de 2-3 zile să avem. E adevărat. Spune-mi, la Matei Balci, apropo de tratamente, pentru că tot vorbeam, s-au schimbat lucruri, care sunt, ar fi lucrurile noi, care sunt, se folosesc ca tratament în ultima vreme? Bine, de-a lungul pandemiei știi bine că s-au schimbat lucrurile, la fel ca și în alte țări. În momentul de față, chiar dacă, de exemplu, se spune de remdesivir, au fost discuții, că n-ar fi atât de grozav. Mă rog, aici argumentele sunt pro și contra. Clar că îl folosim și bineînțeles... Și mai ales la începutul bolii, nu? Am înțeles că... Ca un principiu, nu există antiviral care să fie util după nu știu cât timp. Dacă nu acționezi în primele zile, în primele 7 zile, să spunem maxim 10, niciun antiviral nu va avea practic eficiență. Că vorbim de remdesivir, că vorbim de arbidol, am folosit și arbidol, favipiravir, practic tot ce am avut ca antiviral, apropo de ce vorbeam mai devreme... Da. Și a avut dovezi clare că eficient, noi am folosit. În măsura în care am și avut. Atât de multe întrebări, în câteva minute au venit peste 100 de întrebări, numai pe WhatsApp, avem și pe Signal și pe Telegram, ceea ce mă bucură că oamenii ne urmăresc și ne scriu aici. Oameni care spun, și nu sunt puțini, care spun că au vorbit, au încercat să se înscrie pe platformă, au vorbit cu doctorii de familie și totuși nu a reușit să se înscrie și doctorii de familie nu pot să-i ajute. Este o realitate. Pentru că sunt mulți doritori și, din păcate, exact ce spuneam mai devreme, sunt minusuri. Să sperăm că ele se vor corecta. Măcar acceptabil. Da. E clar, aceste probleme sunt reale. Da, am 85 de ani și nu am reușit să mă programez prin platformă. Am apelat la medicul de familie care a spus că nu poate să mă ajute. Am văzut la televizor că bibliotecarii s-au oferit să se implice pentru a programa oamenii în vârstă. Da, dar nu știu care bibliotecar și de unde, din ce zonă a țării. Bună ziua, aș dori să-l întreb pe domnul doctor dacă pot face vaccinul cu diagnosticile trimise în atașament. Vă mulțumesc din suflet, dar nu a venit atașamentul. Acum vine și atașamentul. Poză, păi da, sunt multe aici și e mult de citit, nu avem timp. În principiu, contraindicațiile pentru vaccin, cum bine știți, sunt foarte puține. Da. Și se referă la alergie concretă, adică nu dau seama ce afecțiuni, dar probabil că sunt afecțiunile cronice. Bună seara, am avut un șoc anafilactic în urmă cu câțiva ani, fără să fie lămurită cauza. Sunt profesor, aș vrea să-mi fac vaccinul. E posibil și cum ar trebui să procedez astfel încât să fiu cât mai în siguranță? Multe întrebări legate de oameni care au avut șoc anafilactic. Sigur, care e răspunsul? Răspunsul este în felul următor. Ei se pot vaccina, trebuie să există într-adevăr prudență. Vor anunța inclusiv medicul de familie, apropo de istoric, eu cred că era important să lămurească cauza pentru șoc anafilactic, pentru că orice medicament putea să determine această alergie. Deci, până la urmă, e important, ar fi fost bine să facă această evaluare. Trebuie să anunțe inclusiv centrul de vaccinare pentru persoanele care au un teren alergic și monitorizarea va fi, într-adevăr, mult mai bună. Dar se poate face această vaccinare dacă nu există o dovadă că vorbim de alergie la constituenții din vaccin. Și este clar că nu cred că cineva știe că e alergic exact la ARN mesager, la un vaccin pe această bază, că nu a avut până acum. Bună seara, domnule Tucă. Conduc și am tras mașina pe dreapta. De ce nu vorbește domnul doctor de vaccinul românesc? Pentru că nu există un vaccin românesc. Dar pot să vă spun următorul lucru. Și am vorbit cu profesorul Păunescu chiar destul de des. Mie mi se pare o idee foarte bună și ar fi trebuit să mergem în continuare inclusiv pe partea de imunitate celulară. Știu discuția, e un lucru bun, imunitatea ar putea să dureze mai mult. Din păcate, ține și de factori financiari. Bună seara, întrebați-i pe domnul doctor dacă un copil de 16 ani se poate vaccina. Păi din câte știu, vaccinul Pfizer se poate face de la 16 ani în sus, împliniți. Iar vaccinul Moderna de la 18, de la 18 ani. Bună seara, mama este cu tratament anticoagulant. O secundă că sună telefonul în continuu. Protezare, valvă mitrală, în ce condiții poate vaccinul? Poate face vaccinul? Exact ce discutam mai devreme. Mm-hmm. Fiind cu valvă schimbată, nu poate să oprească tratamentul. Și atunci sunt precauțiile despre care vorbeam. Răspunsul e clar, se poate vaccina, dar va anunța și centru și... Bună seara domnului Tucă și invitatului noastră și mulțumim pentru emisiuni, mulțumim și noi.
Am o întrebare pentru domnul doctor. Un pacient oncologic, 75 de ani, care nu este sub tratament, să facă sau să nu facă vaccinul? Pentru că am întâlnit oncolog care nu recomanda vaccinarea. Deci dacă situația este echilibrată și nu este în tratament cu chimiostatice, radioterapie și așa spune dumnealui, nu? Spune că nu e în tratament, nu are nicio contraindicație. Singura problemă în această situație este care va fi partea de eficiență la vaccin. Bună seara, având în vedere achiziționarea ivermectinei în România doar pe bază de rețetă veterinare, de unde putem cumpăra ivermectină? Păi vă răspund eu, că eu am cumpărat și de 2 luni de zile am luat. Nu trebuie rețetă, poți să cumperi fără rețetă de la farmacia veterinară, nu cred că se găsește în altă parte. Pentru că nu e aprobată. Da, ivermectina pentru uz veterinar este comandată. Vă spuneam recomandarea doctorului Alexie. Aceeași recomandare v-a făcut-o și doctorul Adrian Marinescu, prezent în studiourile noastre aici la Lev News, și Marius Tucă Show, că se poate lua, da, se poate lua ivermectina care se găsește numai în farmaciile veterinare, pentru că numai acolo o puteți găsi. Nu este aprobată la nivel... Americanii au aprobat, am citit un studiu astăzi. Știu. Și nu știu dacă l-ai primit. Încerc să-l găsesc aici. Bună seara! Întreabă și o telespectatoare. Ce știți, ce puteți să ne spuneți despre pastilele Arbidol? Am păreri foarte bune. Noi folosim Arbidolul cam de când a început pandemia. Din păcate nu avem cât ne-am dori. Mm-hmm. Am avut și până acum câteva este zile. Este un antiviral? Este un antiviral și din Rusia. Și în ce gramaj și cum se recomandă? Poate sunt oameni care iau acasă și poate au posibilitatea să ia. În principiu ar trebui să fie o administrare, înseamnă 200 de miligrame și ar putea să iau o tabletă la 8 ore. Sigur că trei tablete pe zi pentru interval cuprins între 5 zile și 7 zile. Dar atenție, totuși trebuie să fie un medic care să recomande și să monitorizeze, așa cum se întâmplă în general. Da. Uite un studiu aici făcut în Florida de asta dată, pe care mi l-a trimis doctorul Ion Alexie. Mi-a căzut ăsta, dar las că îl țin aici. Studiu în Florida care arată că ivermectina a redus mortalitatea la jumătate. Rezultatul a fost valabil și după o analiză multivariată care a eliminat factorii de confuzie. La pacienții cu afectare severă a plămânilor de COVID-19, mortalitatea a scăzut de la 80,7% la 38,8%, deci o scădere de 50% și ceva la sută. Studiu făcut la spitale din Florida, Statele Unite ale Americii, și aici am trimite studiu ca atare, cine l-a făcut, cum l-a făcut. Și mai era un studiu, iată-mă o secundă, spun imediat, pe care l-am găsit undeva, să vedem unde este, o să-l caut. Bun, deci și Arbidolul, care nu se găsește, este, îl folosiți la Spitalul Matei Balci pentru tratament. Și faptul că aceste date din studii vin este exact ceea ce ne trebuie să ne confirme că sunt utile aceste medicamente ca antivirale. Da, total de acord. Hai să luăm câteva mesaje și de pe Signal. Imediat, bună seara, domnule Tucă. Eu v-aș pune dumneavoastră o întrebare, dacă îmi permite, și sunteți amabil. Să-mi răspund. Dacă spuneți că a purta mască este o formă de respect față de cel lângă tine, atunci de ce atunci a te vaccina pentru binele comunității, pentru siguranța celor din jurul tău sau al familiei, în condițiile în care încrezi în știință sau măcar în Viagra? Lungă întrebarea. Spuneți-mi dacă nu ar fi măcar la fel o formă de respect și aceasta. Am vaccinat eu azi și nu a fost ușor să iau această decizie, dar acum simt chiar că e mai liniștitor efectul placebo sau fie sau mai mult de atât. Păi ne confirmă ceea ce spuneam mai devreme. Asta e foarte bine. Cam asta era. Dar Arbidolul de unde de obicei se găsește în Rusia și Moldova. Și în Republica Moldova, în Basarabia. Da. Vreau să vă întreb ceva legat de, să te întreb ceva, iată-mă, pașaportul de vaccinare, ai fi de acord cu un astfel de pașaport? Da, dar nu în sensul obligativității sau restricțiilor. Ce rol ar avea? Bine să existe. De ce? Pentru că dacă eu am vaccinarea făcută, în momentul în care merg în altă țară și ajung la graniță, nu am nevoie de un test PCR. Aici e de discutat. Practic va înlocui testul PCR având dovada de status de vaccinare. Nu înseamnă că cei care nu sunt vaccinați nu vor găsi o variantă, ca de exemplu prin PCR. Să vină cu testul negativ, păi nu, se poate să călătorească. Evident, sunt cei care nu pot să-l facă datorită vârstei, cei care n-au ajuns să vaccineze, cei care poate nu-și doresc.
Deci nu cred că va fi obligativitate. E un bun răspuns. Spune-mi, te rog, în momentul în care tu te-ai vaccinat, da? Și ai un copil, pentru că ai un copil. Câți ani are? 11. Mulți înainte să trăiască. Și ai călătorit undeva și s-a dat acum o hotărâre a departamentului ăsta sau CNSU ăsta, cum scom, ăla de urgență. Spune de urgență. Că dacă vii și dai, faci dovada faptului că ți-ai făcut rapelul și au trecut 10 zile de atunci, nu mai stai în carantină, da? Ce se întâmplă cu copilul? Și copilul trebuie să stea în carantină. Așa ce este. Faci? Bineînțeles că dacă ești părinte, vei sta și tu în carantină. Este normal, că nu se va rămâne copilul singur. Nu? Este absolut logic. Dacă copilul stă în carantină și este un copil mic, evident, corect, da. Și eu voi sta cu el. A, deci vei sta... Deci asta e singura soluție, nu există o altă soluție. Păi o altă soluție e să rămână singur, nu se poate. Și atunci e clar că... unde stă în carantină? Nu stă acasă? Ba da, da, și acasă, cum stă singur în carantină? Părintele ce face? Iese și se întoarce. Am păi înțeles, nu merge. Păi nu, dar poți să-l izolezi într-o cameră, de exemplu? Nu se poate da, face da. Asta? Carantina, adevăratul sens al cuvântului, înseamnă că, într-adevăr, rămâi acolo și nu ai un contact. Bine, sunt situații rare. Păi nu știu, de ce sunt situații rare? Pentru că cei mai mulți dintre părinți care pleacă în vacanță, în primăvară, la vară, pleacă cu copiii, nu o să lase copiii acasă, da? Și în momentul în care se întorc, copiii intră în carantină și trebuie să intre și ei. Am un răspuns. Și atunci ce răspuns ai? Am un răspuns. Am un răspuns. Până în vară, așa. Zonele roșii nu vor mai fi roșii, tocmai datorită vaccinării. Bine, asta, păi, asta, asta se va întâmpla. Nu, lucrurile, acum serios vorbind. Deci veți vedea că situația se va îmbunătăți peste tot. Nu există o îmbunătățire în România și în același timp să nu fie Marea Britanie. De ce se va îmbunătăți în ceva? Pentru că vaccinarea va face diferența. Vaccinarea sunt puține țări, că avem acum, dacă vrei, dăm clasamentele. Știu clasamentele. Care s-au vaccinat 200, 300, 500 de mii. De unde știi că se vor vaccina milioane? Păi de asum, dar în Marea Britanie cât s-au vaccinat? Da, până la urmă mi-a căzut. În Marea Britanie s-au vaccinat și în Israel, într-adevăr, sunt exact. Primele milioane, două țări. Da? Milioane, da. Se va vedea diferența. Că și în țările astea, să sperăm că până în vară, pe atunci despre ce discutăm? Dacă nu avem imunizare până în vară 60%, atunci înseamnă păi că să luăm o scurtă pauză și așteptăm întrebările dumneavoastră. În partea a doua, invitat Călin Georgescu, este premierul propus de AUR, Alianța pentru Unitatea Românilor, într-un interviu în exclusivitate pentru Alev News și cum e, Marius Tucă, mai știu că și ceva. Domnule Georgescu, citesc aici pe penultima copertă de la cartea dumneavoastră, Călin Georgescu, Cumpăna României, proiectul meu de țară, și spune și ce proiectul. Călin Georgescu, doctorul Călin Georgescu, s-a născut pe 26 martie 1962 la București, este expert internațional în dezvoltare durabilă, sustenabilă, este director al Institutului ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității de la Geneva și membru al Clubului de la Roma Internațional. A fost președinte al Clubului de la Roma pe Europa, Centrul European de Cercetare, coordonator al proiectului Guvernului României de Strategie Națională pentru Dezvoltare Durabilă în 1999 și în 2008. Dar nu spuneți pentru câți ani, pentru cât timp ați fost. La? Spuneați de?
Zici, director executiv, spuneți așa, coordonator al proiectului Guvernul României de Strategie Națională pentru Dezvoltare Durabilă în 99 și în 2008, doar în acei ani, 99 și 2008, nu? Numai în aceea, da. A, numai în acei ani. Director executiv între anii 2010-2013 al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă din București. Este autorul volumului Pentru un Ideal Comun, editura Compania București 2012 și coautor al volumelor România 2020. Reprofesionalizarea României, mai multe cărți. Din ce am observat, această carte a apărut undeva în 2015, nu? Că vorbiți de 25 sau 26 de ani de la Revoluție. 2013, da, 2014. În orice caz, și datele de atunci nu mai sunt valabile. Nu mai sunt director acelui institut de mulți ani de zile. Nu mai sunteți, nu, la institutul? Nu. Și sunteți activ în ceva în momentul ăsta, în vreo funcție? Sunt doar consultant internațional pe dezvoltare. Am înțeles. Domnule Georgescu, trebuie să recunosc că din martie încoace, de când talk show se găsește aici la Mediafax, la trustul nostru, apoi la Lev News, în fiecare zi primeam cel puțin 5-10 mesaje prin care mi se spunea invitați-l pe Călin Georgescu. Aveți un PR incredibil în România, să știți. Vă mulțumesc. Și ce ați făcut când primeați mesajele astea? He, le ștergeam ce era să fac domnul Georgescu. Foarte bine ați făcut. Da. Păi iată. După atâtea mesaje, sunteți astăzi invitat și vă mulțumesc la Lev News. Era chiar o întrebare. De ce? Pentru că nu mi-aduc aminte să fi primit atât de multe mesaje prin care mi se spunea invitați pe cineva. Când a venit vorba de dumneavoastră, Călin Georgescu, Călin Georgescu, Călin Georgescu, Călin Georgescu. Bineînțeles că am început să întreb cine e Călin Georgescu, să aflu, și lovitura de grație, practic, am primit-o la alegerile parlamentare de la sfârșitul anului trecut, când propunerea AUR, da, pentru prim-ministru Călin Georgescu. Am zis, gata, zic, cedez acum. Dar de ce spuneți lovitură de grație? Trebuia neapărat să vină ei să facă chestiunea asta? Nu neapărat, dar zic, după ce am primit de atâtea ori indicația absolut prețioasă să revii pe Călin Georgescu, erați deja o persoană publică, într-un fel, prin faptul că erați nominalizarea lor la funcția de premier, pentru premierul României. Adevărul e că sunt multe indicații prețioase care se dau astăzi, așa că a spus o vorbă mare. Știți bine că eu de atunci am încercat să vă fac invitația, v-am și făcut-o, dar nu s-a putut realiza dialogul. Zilele trecute, aș spune, cum să zic, apogeul întâlnirii noastre, măcar mentale, ați făcut baie dezbrăcat, cum face Putin, într-o piscină și îndemnați oamenii să se călească într-un fel și să lase... Nu, într-un lac. Într-un lac. Într-un lac era. Avem imaginile? Dați imaginile în locul meu. Da, vă rog. Sunt imagini publicate și de aceea mi-am permis publicate pe pagina domniei sale de către domnul Călin Georgescu. V-am dat și un titlu frumos. Ați văzut? Călin, file de aur, da? Frumos. Păi? Frumos. Elegant. Da. Cât de cât? Bine, sigur. Totul în lumea asta este energie și informație. Vibrație și frecvență. Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Cea mai frumoasă cale a omului este calea către sine. Acolo îl găsești pe Dumnezeu. Acolo te găsești pe tine și realizezi că trebuie să fii întreg. Și tot ceea ce faci, trebuie să faci prin El, nu pentru El. Înțeleg că sunt mulți deznădăjduiți, mulți căzuți la pământ. Este o situație foarte complicată în lume. Dar nu vă pierdeți cu firea. Aveți credință în Dumnezeu, pentru că tot ceea ce se întâmplă este pentru că El ne vrea binele. Totul se întâmplă pentru binele nostru suprem. Este o pandemie
a fricii și a prostiei, dar peste ea este pandemia ipocriziei și manipulării, dată de lăcomia celor care nu se mai satură. Și cu toate astea, aveți credință că va fi bine. Este ca un șoc atunci când vrei să înnoți în apa unui lac pe timp de iarnă. Asta se întâmplă astăzi. Și eu vă spun că acest șoc este pentru binele nostru, ca să ne trezim, să știm cine suntem, să știm ce vrem de la viață și să avem încredere în noi și în Dumnezeu. Este iarnă. Afară sunt minus 6 grade. Lângă mine este un lac splendid și am să înot în acest lac pentru că nu-mi este frică, nu-mi este frig, pentru că tot ceea ce fac, fac prin Dumnezeu. Și voi comunica cu El prin inima mea. Nu am nevoie de Facebook, nu am nevoie de internet, nu am nevoie de Gmail, am nevoie doar de inima mea ca să aflu înțelepciunea Lui. Am încredere în sistemul meu imunitar, pentru că am încredere și credință deplină în Creatorul Lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ține de suveranitatea ființei mele. Imunitatea se întreține și se antrenează doar în natură. Aici este realitatea, aici este informația, nu în laborator. De aceea nu mi-este frig. Nu simt frigul, simt puterea, simt că trăiesc, sunt liber. Frumos film, să știți, îmi place. Mi-l imaginam pe Câțu în locul dumneavoastră. Cum se dezbrăca pe și intra în apă. Dar mi-am adus aminte că eram undeva în anii 80, 85, 86, în Munții Retezat, pe malul lacului Bucura și întâlnisem niște nemțoaice. Corespondam, adică aveam o comunicare destul de greoaie, dar m-am trezit dimineața că nemțoaicele erau deja în apa lacului Bucura și se bucurau de apă. Și bineînțeles că m-am dezbrăcat și eu repede, nu mi-aduc aminte să fiu avut slip, că la munte în rucsac mai greu cu slipii și am intrat în apă. Domnul Georgescu, vă jur că am crezut că mi-a secerat cineva picioarele de la glezne din cauza temperaturii apei. Nemțoaicele făceau asta dintotdeauna de când erau copii, a trebuit să plec singur acasă pentru că n-am avut suficientă energie, stare de bine și n-am crezut în mine că pot să intru în apa aia atât de rece. Bă, cred, știi ce? Pe marginea lacului mi-a spus echipa care a realizat filmul. Se strânseseră o grămadă de austrieci. Erau la schifond, acolo îi văzusem dinainte, e adevărat. Și i-am rugat, zic, domne, să facem cumva să nu se vadă în imagine chestiunea asta. Și erau și mașini, treceau pe acolo. Dar mi-au spus că se strânseseră, filmau la rândul lor, au aplaudat. Impresionant. Este o cultură, într-adevăr, aveți dreptate în această parte germanică a lumii. Și să știți că apa rece, cine o înțelege profund, este un balsam uriaș pentru corp, pentru minte. Este colosală. Adică în momentul în care ai ieșit din apă, e adevărat, primele momente nu sunt foarte plăcute, dacă o faci din prima și o faci foarte brusc. Dar eu fac chestiunea aceasta de foarte mulți ani și mă simt extraordinar. Domnule Georgescu, haideți să intrăm în subiect, cum s-ar spune. Cum ați ajuns să fiți candidatul AUR, propunerea AUR pentru funcția de prim-ministru? Să spunem propunere. Corect. Da. În primăvară, cred, m-a sunat domnul Claudiu Târziu, mi-a povestit de acest partid, i-am spus frumos, elegant, dar nu mă interesează.
pentru că nu am fost membru de partid și nici nu doresc să fiu membru de partid. Foarte elegant la rândul dânsului mi-a spus... A v-a rugat să intrați în partid. Mi-a spus de partid în sensul în care v-ar interesa, nu. N-a fost, a fost foarte atent, foarte atent și foarte elegant, subliniez. Mi-a spus, doamne, nu mă interesează partidul. Zice, da, nu, înțelegem, dar ne interesează pe noi dacă ați fi de acord să avem o întâlnire și să discutăm în special de proiectul nostru de țară și de propunerea pe care am dorit să o facem referitoare la faptul că acest partid, noi suntem siguri că va intra în Parlament, să vă propună ca prim-ministru. Și atunci au venit aici, în Austria, ne-am întâlnit, am discutat strict pe acest subiect. Un proiect de țară pe care eu l-am prezentat poporului român mai bine de 8 ani de zile, că se fac 9 ani. Deci nu este ceva nou, special făcut, ok? Așa cum de altfel mi-a spus că ați văzut și în carte. Și concluzia a fost următoarea. Eu nu am nimic de a face cu partidul, absolut nimic. Este doar propunerea lor, susțin un proiect de țară și susțin persoana mea. Punct și atât. Și asta a rămas din momentul acela, nimic altceva. Exact. Oameni de cuvânt au făcut același lucru. Eu am făcut ceea ce știu să fac, adică am, în continuare am, ca și în acest, în acest filmuleț pe care, bă, că ați continuat PR-ul, ca să fiu sincer. Ați primit telefoane și acum continuați PR-ul. Dar e plăcut, sincer, și vă mulțumesc. Eu am făcut ceea ce știu, adică îndemn mereu poporul român la viață. Pentru că viața înseamnă Dumnezeu. Bun, s-a schimbat ceva din momentul în care AUR a intrat în Parlament, au luat aproape 10% cu redistribuire, v-au mai sunat de atunci să vă facă... Da, bineînțeles, sigur. Sigur, am mai vorbit când și când pe lucruri absolut legate de intervențiile mele, le-au plăcut tot timpul, am văzut că mereu le postează la rândul lor. Eu le-am precizat ca de fiecare dată să pună link-ul din canalul meu de YouTube. Eu nu am altă comunicare, nu am Facebook, nu am altceva și atât. Dar destul de rar, dar sigur, m-au informat de fiecare dată când au fost poate întâlniri mai importante pe care le-au avut, unde s-a discutat despre mine. Deci, pur și simplu o discuție civilizată. Și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, vă doriți să fiți premierul României? Eu îmi doresc să slujesc țara mea, dar nu în orice condiții. Care ar fi condițiile în care ați face asta? Suveranitatea ființei umane. Punct. Spuneți mai departe, pentru că o altă întrebare era legată de filmul pe care l-am văzut mai devreme. Știți, întrebarea clasică, ce vrea să spună autorul? Care este mesajul? Trebuie să... Mesajul vi l-am spus mai devreme. Este îndemnul meu adresat poporului român la viață. La viață, subliniez, foarte important. Puteți să detaliați un pic. Pentru că asta are legătură, dumneavoastră veneați cu acest mesaj, cu acest film, în momentul în care în România era în plină desfășurare și s-a speculat mult asta, campania de vaccinare. S-a speculat în ce sens, dacă sunteți mai... În sensul că dumneavoastră faceți o invitație, domne, lăsați boala, bucurați-vă de natură, de viață, de comunicarea asta sigur. Cu Dumnezeu. Sigur, sigur. Păi asta întreb. Sigur, acum am înțeles. Da, sigur, eu asta am spus, îndemnul la viață, pentru că viața este Dumnezeu, așa cum v-am spus mai devreme. Asta ar fi o dată. Al doilea este că sunt pentru libera alegere, liberul arbitru pe care l-a dat Dumnezeu, adică omul nu poate să se substituie lui Dumnezeu, ceea ce se încearcă astăzi, cu mare asiduitate la nivel internațional. Okay? Al treilea lucru este faptul că de la Hipocrate încoace știm un lucru foarte precis de la el, și anume că doctorul tratează, natura vindecă, și am constatat asta pe pielea mea, prin urmare, ceea ce am prezentat, nu am prezentat, domnule Tucă, din cărți. Am prezentat din propria mea experiență. Din propria noastră viață și experiență. Exact. Poate să vină cineva să vă întrebe, domnule Georgescu,
Ce ați face dacă v-ați fi infectat cu coronavirus? Probabil că atâtea virus sunt și nici nu știi când se întâmplă și dacă se întâmplă. Știu doar un singur lucru, așa cum am spus și în film, cred în imunitatea mea. Mm-hmm. Adică mi-o antrenez. Asta nu înseamnă că stau. Asta e foarte important. Ci mi-o antrenez permanent, cred în ea, pentru că eu cred în Dumnezeu. Mm-hmm. Și în această credință îmi găsesc ființa. Asta este. Credeți... Iar relația legată de... Vă rog. Relația legată de știință, sigur, trebuie luată cu atenție. Mm-hmm. Pentru simplu fapt că știința nu angajează viața și atunci nu o poate pricepe și nu o poate crea, cum spunea părintele Arsenie Boca. În urmare, sunt foarte atent la acest aspect și sunt responsabil, domnule Tucă, de propria mea decizie. Și ce le-a spune celor care s-au infectat de COVID și au ajuns în spital și au stat la terapie intensivă și așa mai departe și au suferit, au trecut cu greu prin boala asta? Eu le-a spune așa, că sunt nu unul, sunt zeci de mii și mai multe de virusuri existente. Și asta face parte din genomul uman. Sunt parte din noi și sunt foarte importante pentru că sunt, practic, scot afară mizeria din noi. Și cu alte cuvinte, ceea ce trebuia să se întâmple, se întâmplă. Se întâmplă, exact. Și al doilea lucru, dacă îmi permiteți, vă rog, la întrebarea dumneavoastră foarte clară, mi-aș permite chiar un comentariu. Vedeți, Dumnezeu când a făcut această lume și l-a făcut pe om, nu cred că la un moment dat, după ce s-a întâmplat acest lucru, a zis, opa, am greșit. Și atunci a dat imediat un telefon la câțiva doctori și a spus, băieți, uitați care e treaba, eu am greșit cum am făcut omul. Nu ați vrea voi să mă ajutați să faceți voi, uite, o chestie, ceva, că uite, imunitatea poate să scadă dacă nu există. Practic, dânsul n-a sunat pe nimeni, bănesc. Și n-a sunat pe nimeni și atunci nici eu n-am auzit că a sunat pe cineva, nici dumneavoastră, și atunci, sincer, am în continuare, însă subliniez, sunt pentru libertatea de opțiune. Și ce înseamnă lucrul ăsta, mai ales că întrebarea noastră a fost foarte clară, este că nu m-aș implica. Fiecare alege așa cum dorește, însă ceea ce aș vrea să subliniez este că trebuie să fie o informare pe măsură. Deci nu doar într-o singură direcție. Uh-huh. Și așa cum văd că puneți problema, sunteți o persoană care răspundeți la acest echilibru al informației și vă felicit, pentru că ceea ce se vede, sincer vă felicit, pentru că ceea ce se vede în lume în acest moment este pe o singură direcție. Așa este, încerc să fac asta. Pe mine nu doar că mă deranjează, ci o combat. Pentru că asta înseamnă că este o crimă fără precedent prin a manipula omul ca să se supună unei direcții. Se fac filme cu diversi, conducători de state într-o poziție destul de hilară așa față de demnitatea ființei umane pentru a mijloci cumva și a transmite un mesaj subtil. Vedeți, eu am făcut asta, faceți și voi. Uh-huh. Știți, exact cum a spus mai devreme, dacă nu știu cine e băiatul ăla de care spunea asta, că s-ar băga și în apă, a spus un nume, nu mai știu cine e. Da. Când am intrat eu în apă și a spus, nu știu dacă... Câțu, nu știu dacă vă spune ceva numele. Cine e Câțu? Nu spune nimic. Un domn de aici care a avut, printr-o noroc fantastic, a ajuns prim-ministru în România. Am înțeles. Ok. Deci, vedeți... Dacă faci un lucru de genul acesta legat direct de verticalitatea ființei umane și de ceea ce un om este capabil să facă, simplu fapt doar să creadă în el, atunci sunt de acord. Dar ca să începi să manipulezi o direcție în care, uite, vezi, fac eu așa, dar trebuie să faci și tu la fel, asta nu prea este în regulă și cam asta se face la nivel mondial acum, mai ales că orice poziție care este... Asta se face în Europa, în primul rând, domnul Georgescu. Vedem în fiecare zi. Și în lume, în Europa, e adevărat. În fiecare zi. Da. Vedem asta. Aveți dreptate. În Europa, clar, în fiecare zi. Vă rog, continuați-vă ideea. Mai ales că sunt foarte multe alte tratamente care au fost expuse de mulți
doctori cu o experiență minim de 25-30 de ani în domeniu, care nu sunt luate în considerare. Adică totul este canalizat. Aici trebuie să vă dau dreptate. Vorbeam despre ivermectină, pentru că am avut un dialog cu doctorul Ion Alexe, care este șeful secției de boli infecțioase la un spital din Las Vegas, și foarte greu ei a acceptat acest medicament, dar el este, din experiența doctorului, un medicament minune, care începe să apară și în studii ca fiind un medicament minune. Domnul Georgescu, spuneați mai devreme că ați acceptat să fiți prim-ministru în anumite condiții. Care sunt acele condiții? Nu, am spus nu în orice condiții. Nu în orice condiții. În ce condiții ați accepta, ar fi întrebarea. În condițiile în care s-ar discuta strict de suveranitatea României și în condițiile în care România ar fi condusă de la Palatul Victoria, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în acești 31 de ani. România nu a fost condusă niciodată în 31 de ani de la Palatul Victoria. Nici pe vremea lui Adrian Năstase? Nici. A fost condusă de unde? De la Banca Centrală. De acolo este condusă România și astăzi. De ce spuneți că de la Banca Centrală? Pentru că cine stăpânește moneda, stăpânește totul. Uh-huh. Nici legile nu contează. Păi și ce garanție ați avea în momentul în care ați ajunge premier al României și mai ales cine v-ar garanta că dumneavoastră o să conduceți România de la Palatul Victoria? Nu dumneavoastră... Trebuie să faceți asta? Da, este o întrebare foarte bună. Vreau să-mi permiteți însă să vă spun, ține de politică mare și nu pot să vă dau răspunsul ăsta. Îl cunosc, dar nu pot să vă spun. Perfect. Am o altă întrebare, pentru că dumneavoastră spuneați mai devreme că nu răspundeți pentru ceilalți și nu vă erijați într-un om care să le spună ce să facă. Păi, domnule prim-ministru, în momentul în care sunteți la Palatul Victoria și sunteți cel care conduce România, trebuie să hotărât pentru mulți oameni, pentru români. Iar pentru dumneavoastră, România și românii sunt elementele esențiale în această carte, pe care o recomand celor care n-au citit-o până acum. Eu mi-am notat 20 de teme esențiale pentru că am citit cartea, pe care dumneavoastră le dezvoltați într-o manieră proprie, trebuie să recunosc asta. Și atunci vin și vă întreb, români, România, prim-ministru Călin Georgescu, hotărâți pentru milioane de oameni. Okay. Și ca să fiu și mai aplicat cu întrebare, suntem în martie, la începutul epidemiei. Care sunt cele mai importante hotărâri? Una, două, trei, pe care dumneavoastră le-ați fi luat în calitatea de prim-ministru al României când venea aci, lișea la noi, pandemia? Domnul Tucă, da, foarte bună întrebare. Am să vă răspund. Însă, pentru că ați fost foarte clar și precis și onest, am să vă răspund și eu în același mod, pentru că, vedeți, situația care este astăzi în lume presupune mult mai atent cum desfășoară acțiunile decât înaintea acestei așa zise pandemii, pe care eu am numit-o de altfel pandemia prostiei și a fricii. Pentru că cel mai puternic sentiment pe care îl exploatează omul în relația de a manipula pe aproapele lui, care de altfel nici nu mai există, este frica. De ce spun asta? Că situația este delicată. Pentru că într-un moment în care sunteți de acord cu mine că în același moment, în acea secundă aproape, toți șefii de state din lume au luat aceeași hotărâre, cu aceleași restricții. Total de acord. Și cu aceeași idee fixă de a închide totul, pentru mine, Călin Georgescu, ridică semne de întrebare. Mari. Foarte mari. Asta înseamnă două lucruri. Unu, că acești șefi de state sau prim-ministri nu sunt independenți și nu sunt pe propriile picioare pentru a-și conduce țara și practic își trădează propria țară. Deci sunt sub comanda altcuiva. Și doi, înseamnă că discutăm de o putere extraordinară și
poate vorbim și de situația din America, dacă îmi permiteți. Sigur că da. Am să vă întreb cu siguranță. Am văzut că sunteți un susținător al lui Trump. Da, sigur. Deci înseamnă că sunt niște puteri extraordinare, atenție, extraordinare, care depășesc nivelul aproape uman al înțelegerii și care atacă această situație. Mai mult de atâta, și cu asta închei răspunsul la întrebare, vă rog. Ceea ce eu văd că se atacă este exact baza societății. Deci se atacă micul întreprinzător, clasa de mijloc, care practic va fi total anihilată prin acest lucru. Adică oamenii care au de la, nu știu, o gogoșerie, o pizzerie, un butic, un magazin de pantofi, un restaurant, nu știu, indiferent și ce. Și dumneavoastră spuneți că fac deliberat asta? Absolut. Credeți? Pentru că, dacă îmi permiteți să mă puțin, acești oameni, care practic contribuie, clasa de mijloc, da? Micul întreprinzător, contribuie la binele societății, pentru că de acolo pleacă economia. Economia nu pleacă de la un gigant care practic preia totul de la mic și mai și falsifică lucrurile și găsești pe rafturi chimicale. Preia de la cel mic. Economia de aici pleacă. Și economia nu înseamnă decât binele comun. Asta este economia adevărată. Nu profitul în bănci. Este o nuanță. Prin urmare, acest act deliberat este tocmai pentru a distruge micul întreprinzător și clasa de mijloc, ca ulterior aceștia să fie sufocați, să alerge doar în taxe și biruri pe care trebuie să le plătească la stat și dispar. Dispărând, totul este preluat ca la o comandă de cine? De cineva mare, de o corporație. Și sub forma asta, după aceea este preluat statul. Vedeți, peștii, cum spunea Shakespeare, peștii în mare, se comportă ca oamenii pe uscat. Cel mare îl înghite pe cel mic. Exact asta se întâmplă astăzi. Atât la nivel de state, care categoric multe vor dispărea, cât și la nivel de indivizi. Și boala vine înainte ca să instaleze COVID-ul. Este foarte multă lume în depresie. Dacă cineva din conducătorii actuale acestei țări chiar și-ar rubi țara, ar face o evaluare sau ar cere să facă o evaluare ce medicamente se vând în farmacii. Și medicamentele din farmacii sunt în mod peste 80% proporțional, sunt date de medicamente de depresie. Domnule, și ultima Georgescu, chestiune esențială, numai puțin, ultima chestiune esențială este, ca să conchid la întrebarea dumneavoastră foarte bună, este ce aș face sau ce a trebuit asta făcut. Asta vreau să vă întreb. Exact. Ce a trebuit făcut? Păi nu, plecăm de la ceea ce a spus și pot fi de acord cu dumneavoastră. Motivul poate nu-l împărtășesc și anume că prim-ministrii, cei mai mulți șefi de stat, cei mai mulți prim-ministri din Europa și nu numai, din întreaga lume, au luat aceleași măsuri. Adică carantinarea, închiderea, noi n-am fost de acord cu asta, dar acum contează mai puțin. Da? Aici pot fi de acord cu dumneavoastră. Cred că mai degrabă din nepricepere, din neștiință, prin prisma faptului că era cu ceva cu totul nou au făcut asta. Nu cred că a fost neapărat o conspirație. Și pentru că atât au putut, da? Au făcut asta. Pot fi de acord cu dumneavoastră că au făcut aceste greșeli. Și eu le consider greșeli. Și acum ajungem la ceea ce ați făcut dumneavoastră dacă erați prim-ministru și, într-adevăr, dumneavoastră, Călin Georgescu, prim-ministru instalat la Palatul Victoria, ați fi luat măsurile care trebuie pentru România. Care erau acele măsuri? Perfect. Prima, la o situație de acest gen, trebuie să te înconjori rapid de cei mai tari oameni din țară. Și slavă Domnului, România are. Cei mai buni doctori, cei mai înțelepți dintre înțelepți, ca să spun așa, și discuți această situație. După aceea, acest lucru îl discuți cu serviciile secrete și înțelegi în ce mod sau care este cauza declanșării acestei operațiuni la nivel mondial. Pentru că nu este ceva care poți să-l tratezi cu ușurință. Și atunci realizezi cum eu cel puțin știu, sunt multe țări în lume care nu se bat cu pumn din piept,
tac și fac. Și asta aș fi făcut. Deci nu aș fi ieșit... Și ca măsuri propriu-zise, domnule Georgescu, pentru că, sigur, convoci sfatul înțelepților, sfatul celor mai buni doctori, oamenii cei mai tari în domeniile lor. Care erau măsurile pe care dumneavoastră le-ați fi luat începând cu 15 martie? Prima este că lumea trebuie să fie liniștită. Dacă bagi frică în populație, ai terminat-o. Deci trebuie liniștea, liniște, pace interioară. Nu se poți juca cu o națiune introducându-i frica în oase și făcând ca lumea să fie dezbinați unii cu ceilalți. Asta se întâmplă astăzi în România. Și nu numai în România, categoric. Deci făcând acest lucru și oamenii având încredere în ei, atunci altfel poți pune problema, pentru că, repet, sunt cauze multiple și nu te poți juca cu viața cuiva doar acceptând un telefon. Ați fi carantinat România? Ați fi închis așa cum s-a închis? V-am spus mai devreme. Asta e chestiune foarte grea ce mă întrebați. Am înțeles. Un președinte sau un prim-ministru înțelept ar fi fost cu mare atenție în ce formă ar fi afișat această acțiune la nivel internațional. Deci pe primul loc pui suveranitatea țării tale și grija față de poporul tău, de la primul până la ultimul. Ceea ce înseamnă că toți la unison, eu asta aș fi adăugat la ce m-ați întrebat, trebuie să fim uniți și să fim ca unul și să înțelegem că guvernul, în speță, guvernul României, este cel care chiar are grijă de poporul lui, nu-l bagă cu capul în gard. Cam asta au făcut suedezii, să știți. Trebuie să luăm o scurtă pauză. A trecut mai mult de jumătate de emisiune și sunt atât de multe de discutat, plecând numai de la cartea dumneavoastră, dar voi continua cu întrebările după o scurtă pauză. Ne întoarcem discuția cu domnul Călin Georgescu. Continuăm emisiunea din această seară, Alev News, Marius Tucă Show, invitatul nostru, Călin Georgescu, propunerea de premier din partea AUR, Alianța pentru Unitatea Românilor. Domnule Georgescu, și cred eu recomandat înainte de asta pentru această carte pe care vă prezint și vă recomand. E o carte care merită citită, sunt multe idei interesante. Știți care a fost primul mesaj pe timpul pauzei publicitare, primul mesaj, prima întrebare, de fapt, pentru dumneavoastră, și anume, cum vrea domnul Călin Georgescu să conducă România să fie prim-ministru dacă nu știe cine este acum prim-ministru în România? Știți, când ai un ideal mare, foarte mare, el... și ești, sigur, implicat în el, el devine aproape paralizant, pentru că, practic, te scoate din a te preocupa de lucrurile mărunte din viață. Și România, asta spunea, dacă mi-amintesc bine, Arsenie Boca, și România se învârte într-un sens giratoriu de 31 de ani. S-au schimbat doar între ei. Care este diferența între actualul prim-ministru și ministrul de acum, nu știu, 7 ani sau 10 ani sau 20 de ani? Niciuna. Fiecare face acest lucru, același lucru. Prin urmare, care este diferența între ei? Nu există. Toți răspund la un apel și nu fac altceva decât îi leagă, de fapt, pe toți sau îi unește un singur lucru, și anume infracțiunea. Din urmare, pentru ce aș fi fost interesat cine este prim-ministru acum? Am înțeles. Domnule Georgescu,
Marea Britanie, restricțiile de izolare ar putea dura până la vară, a spus Downing Street în această dimineață, după ce un mare festival a fost anulat pentru al doilea an consecutiv. Și apropo de asta, da, spuneți, toți au reacționat în același timp la fel, au carantinat țările pe care le conduceau, eu voi conduce România dacă voi avea parte de suveranitate. Cum poate fi România suverană într-o Europa care, în care există Uniunea Europeană? Cum foarte poate, bine. Politic foarte vorbind, da, cum puteți să fiți suverani într-un astfel de context, într-o astfel de Europa? Primul pas este redobândirea suveranității personale și apoi suveranitatea țării. Atenție ce vă spun, e foarte important. Deci înseamnă să-ți împuternicești poporul, să-i oferi libertate de gândire, să investești tot ce ai în educație. Știți, pentru acest lucru, știți, viața de la Shakespeare încoace este un joc. Și categoric că de la romani avem acest sens complex al jocului și al școlii pe care el l-a numit ludus. Ori școala va fi productivă. Copiii, tinerii o vor iubi, o vor respecta, o vor diviniza atunci când va fi ludică. Adică acest ideal uriaș va fi când o vei debarasa de acțiuni impuse, de adevăruri convenite înainte și de vocații sufocate în germen. Atenție ce vă spun. Educația a fost o non-educație. Și de aici culegem roadele. Știți cum spunea Haret? Investești în educație, culegi în economie. Noi nu îl mai respectăm nici pe Mihai Eminescu, conștiința națională. Dar asta nu se poate face peste noapte. Asta se poate face în timp. Iar când e vorba atenție despre... ce vă spun. Atenție ce vă spun. Vă însă această carte și acest proiect de țară, eu cu el am ridicat un steag. Este foarte important spiritul. România nu are nevoie de doctrine, ci de o stare de spirit. Ori în momentul în care îi dai poporului tău o țintă, care nu știe, este în derivă, de 31 de ani nu știm încotro ne îndreptăm. Spuneți-mi dumneavoastră, domnule Tucă, un obiectiv pe care l-a avut guvernul sau guvernele României în 31 de ani. Unu. Nu, nu au avut obiective. Primul obiectiv ar fi fost să facă autostrăzi. Nici pe asta nu le-a făcut. O întrebare, bun, deci nu există. O întrebare deci, delicată. Domnule Georgescu, acest... și mai avem 10 minute. O întrebare delicată. Mă scuzați. Iertați-mă. O întrebare delicată. Probabil că o să mai avem timp și dacă veniți în România. Nu vă e dor de România, de București? Sunteți bucureștean? Bineînțeles. Normal. Bineînțeles. Când ați fost ultima dată în România? Acum câteva luni. Atunci vă aștept în studio ca să avem față în față, să avem un dialog și să discutăm mai mult despre proiectul dumneavoastră de țară. Dar o întrebare delicată. De fapt, răspunsul e delicat. Știți că AUR, partidul de unde ați primit propunerea pentru a fi prim-ministru, a avut parte de nenumărate acuzații legate de mișcarea legionară. Știți așa. Bine asta. Și vă întreb pe dumneavoastră, da? Aveți legături, ați fost un simpatizant, v-ați lepădat de ceea ce înseamnă sau ceea ce a însemnat mișcarea legionară? Vă rog să răspundeți pe scurt. Da, cu o propoziție, nu... vă rog. Eu știu de Mircea Eliade, știu de Emil Cioran, știu de Nae Ionescu, știu de Lucian Blaga, știu de George Manu. Astea au fost elitele României. Și toți au fost parte din mișcarea legionară. Mircea Eliade spunea că a fost o revoluție spirituală pentru întreaga Europa. Să știți că așa cum se întâmplă astăzi în lume cu America, s-a întâmplat și cu istoria noastră. Și de fapt cu istoria lumii. Ei erau atunci, în vremurile alea. Acum, uitându-ne în urmă... Nu, stați puțin. Păi vremurile alea au fost ei. Ei au fost parte din această... Ei au fost parte, numai că ceea ce s-a întâmplat atunci este... Cum este și astăzi, domnule Tucă, și atunci a fost o manipulare. Și când va fi momentul, se va dovedi. Adevărul, să știți că așteaptă
să iasă la suprafață, nu doar în România, ci în întreaga lume. Da, s-a schimbat exact lumea în contextul ăsta în care mișcarea legionară, știți bine cum este privită și în România? Este, păi da, sigur, pentru că a fost o manipulare exact ca și în situația actuală legată de această pandemie. Nu poți să existi astăzi în momentul în care vii și spui lucrurile astea, lucrurile sunt simple. Puteți să... Nu e adevărat. Puteți să-l combateți pe Mircea Eliade sau pe Emicioan? Nu e vorba de a combate. Ei au fost contemporani cu mișcarea legionară. Acum lucrurile s-au schimbat. Nu, domnul Tucă, nu au fost contemporani. Au fost și contemporani, mă scuzați, dar au fost parte din... Puteau fi și parte în momentele alea, pentru că nu știi ce trăiești, așa cum unii au fost parte din comunism. Și e un capitol foarte important în această carte despre comunism. O să discutăm despre asta când veniți. Vorbiți despre dragostea de țară, pentru că mai avem puțin timp. Și spuneți aici, și mai avem și o pauză, culmea. Aș dori să spun două vorbe despre ceea ce cred și simt eu că înseamnă dragostea de țară. Dincolo de declarațiile patriotarde, ea rămâne o dispoziție la acțiune și la sacrificiu util și nu gratuit. Cum adică nu gratuit? Adică nu gratuit, adică nu o faci fără conștiință. Ori conștiința e baza în tot ceea ce faci în această lume. Conștiința este oglinda ta. Am înțeles acum, am crezut că trebuia să primești ceva pentru faptul că din partea ta vine dragostea de țară. E importantă precizarea. Constat că iubirea de țară a devenit în România o chestiune adeseori considerată rușinoasă. Nu pot fi decât de acord cu dumneavoastră, luată în derâdere chiar de oameni cu pretenții intelectuale. Poate că eu sunt de modă veche, continuând să cred în iubirea de țară, dar mă încăpățânesc să o fac. Și nu numai continui să cred, ci sunt convins că o asemenea abstracțiune materializată în fapte va transforma un simbol în acțiune. Dragostea de țară nu este asimilată cu o chestiune senzuală, ea este respectoasă și demnă și se exprimă prin fapte. Poate fi o chestiune senzuală în sensul emoției puternice și extraordinare față de România, a dragostei față de România. Să știți că mișcarea legionară, Antonescu, sunt toate aceste simboluri care au fost odată, sunt scoase din istoria României, sunt scoase din istoria Europei și sunt puse la zid, domnule Georgescu. Domnul Tucă, nu pot fi de acord cu asta. Păi nu e vorba să fiți de acord cu mine. Eu vă spun ce se... mi-a spus. Eu vă spun... Ce se întâmplă, domnul Georgescu. Nu trebuie să fiți de acord. Și ieri toată lumea știe că a fost numit președintele Joe Biden. Corect? Da. Da. Și eu vă spun că vom asista la multe lucruri interesante. Haideți să vorbim despre... Explicați-vă, domnule Georgescu, pentru că nu știe ce face și sigur este condus ca o păpușă din spate. Cine conduce de fapt? Ce s-a întâmplat în America? În America plătesc o poliță la ce au făcut de 10 de ani. Și să ne amintim bine ce a spus cel al treilea președinte american, Thomas Jefferson, care a replicat în felul următor: jurăm în fața lui Dumnezeu dușmănie eternă, atenție, eternă, manipulării minții umane. Și exact asta au făcut. Ori astăzi, și nu este simplu, de scos ceva care depășește, cum vă spuneam la începutul emisiunii noastre, dacă îmi permiteți, vă rog, depășește dimensiunea de putere umană. Aici discutăm de ceva care nu se poate descrie în cuvinte. Și sigur că nu este simplu să dea această hidră care practic a hrănit prin acțiuni criminale 10 de ani sau peste 100 de ani toată planeta. Am văzut-o cu ochii mei în multe locuri și în multe misiuni pe care le-am avut în diverse poziții internaționale, în special în Națiunile Unite pe care le-am deținut. Așa încât, dincolo de ceea ce se vede și trebuie înțeleasă bine cauza, nu este altceva de spus decât să avem răbdare, adevărul este pregătit să iasă la suprafață și vor fi lucruri de neimaginat pe care le vom înțelege.
Pentru că tot ceea ce se întâmplă astăzi nu este decât o dorință acerbă a unora, pe care nu pot să-i numesc momentan decât doar că poate sunt altceva decât oameni, pentru a stăpâni totul. Totul. Absolut totul. Ori totul stăpânește doar Dumnezeu. Și când se va întâmpla asta, domnule Georgescu? Pentru că tot aud vorbindu-se că, până la urmă, adevărul și tot acest puroi, de fapt, se va sparge și va ieși la suprafață și lumea o să afle. Când? Pentru că dacă n-a aflat, lumea n-a aflat acest lucru când era Trump președinte, cum o să afle când este Biden președinte? Să nu ne grăbim. Eu nu mă grăbesc, sunt aici... Nu, în sensul... Vreau să dau răspuns pentru ascultătorii noștri. Vă rog. Nu ne grăbim să spunem că Joe Biden va fi președinte. În sensul ăsta. Păi este deja semnat primele acte? Nu știu. Cine a văzut chiar și imaginile, dincolo de alte lucruri, poate constata multe discrepanțe față de numirea unui președinte, chiar și Donald Trump sau Obama. Nu? Păi e adevărat, deci, dar l-am văzut acolo cu caramela, cu... era asemnata, intrat în, la Casa Albă. Sigur, dar te uiți și la figurile lor, vezi ce se întâmplă, vezi unde este muzica, nu mai este, până constați... Pe cum a cântat Lady imens. Gaga? Lady Gaga și mai era unul gras care credea că e, cântă, păi dar n-avea sigur, pentru că sunt personaje tipar ca și Bill Gates, care nu avea ce să caute la vremea respectivă, la acel moment de ieri, nu? În tribune. Și mai ales te gândești ce caută trupe imense în Washington, mai multe decât au fost vreodată chiar și în Afganistan. Sunt întrebări pe care trebuie să ne le punem fiecare și cei care iau decizii astăzi s-ar putea ca mâine să răspundă la întrebarea de ce ai luat aceste decizii împotriva poporului tău. Domnule Georgescu, nu ai știut că este o manipulare? Vom mai vorbi despre asta, din păcate a trecut atât de repede. Mulțumesc o oră de emisie. Amabilitate și de invitație. O secundă, în această carte, proiectul dumneavoastră de țară, am citit despre limba română, am citit despre ideea de un stat de mâna a doua, și asta credeți că este România, am citit despre atourile României, care sunt atourile României, vorbiți despre neoliberalism și comunism, că sunt fațetele aceleiași monede, vorbiți despre și cumva dați exemplu României interbelice, vorbiți despre agricultură, vorbiți despre Rusia, despre Basarabia și vorbiți în principiu despre un proiect de țară. Vom mai discuta despre toate aceste idei. Țin să vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară și vom mai avea ocazia, sper, să stăm de vorbă despre toate acestea. Mulțumesc, numai bine! Foarte amabil, numai bine! Mai bine, la revedere! Se încheie aici o săptămână întreagă de Marius Tucă Show, numai la Lev News. Ne vedem din nou luni, până atunci, ca de obicei, ținem aproape.